dispoziția articolului 39 alineatul 1 din legea 215/2001 a fost convocat pentru astăzi 29 noiembrie 2017 în ședința ordinară a Consiliului Local, convocat prin dispoziția 199 din 22/11 a 2017, a primat comunii Ardeal. Din 15 consilieri care compun Consiliul Local sunt prezenți tot 9. Vă vine acum și domnul Ioran, trebuie să vezi ea. Așa, fiind majoritatea consilierilor, ședința este legată constituție și poate începe lucrările. Având în vedere prevederea articolului 42 alineatul 5 din legea 215, supus pe aprobare proces verbal chiar la ședința anterioară. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Deci proces verbal a fost adoptat în anul 3. Bună ziua! La ședință, la acest particip pe care invitați domnii de la Discursiv TV și doamna Lucu Laura, când vă prezentă un raport cu specialitate. Așa, acum rog pe doamna președinte Anica Gabriela să întrebe la comisiunea lucrurilor. Mulțumesc pentru încrederea acordată și promit că voi conduce lucrurile ședinței conform normelor legale și democratice. Ordinea de zi. 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statutului de funcții și numărului de personal din aparatul de specialitate al primarului Comunei Arhăvari, județul Bacău, pentru anul 2017-2018, inițiativ de Cătiacon, primarul Comunei. Aviz Comisiei de Reunită. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea parții speciale de calificată pentru anul 2018, Asociații de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, inițiator de Cătiaconul, primarul Comunei, aviz Comisiei Reunite. 3. Proiect de hotărâre privind stabilirea rețelei școlare în Comuna Ardeoan, județul Bacău, pentru anul școlar de 2018-2019. Inițiator Victor Diaconu, primarul Comunei, aviz Comisiei de Reunite. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de reorganizare a UAT Ardeoan, inițiator Victor Diaconu, primarul Comunei, aviz Comisiei de Reunite. Dacă mai sunt și alte proiecte de hotărâre de interes pe ordinea de zi, discuții referat cu numărul 7256 din 2017-2017, domnului viceprimar. Supun la vot proiectul de ordine de zi în forma prezentată de executiv. Cine este pentru? Împotriva, abține. Intrăm în ordinea de zi. În unanimitate de voturi a fost aprobată ordinea de zi. Punctul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei statutului de funcții și numărului de personal din aparatul de specialitate al primarului Comunei Ardeoan, județul Bacău, pentru anul 2017-2018. Aviz Comisiile Reunite. Doamna Anica Gabriela, președinta Comisiei de Specialitate, prezintă avizul Comisiilor Reunite. Comisia a declarat favorabil proiectul de hotărâre în forma prezentată. Dau cuvântul domnului viceprimar pentru prezentarea proiectului de specialitate. Aici, după cum știți, de fiecare dată când sunt modificări la statul de funcții, noi trebuie să supunem înspre aprobare Consiliul Local. Deci, despre ce se vorba? Deci, postul de consilier debutant care a fost ocupat de doamna Stratulat Corina, a trecut perioada de debutant de un an de zile, a susținut examenul și l-a promovat. Deci, automat, a trecut din debutant în asistent. Automat, odată cu examenul actual, se modifică și postul, deci se promovează din debutant în asistent. Și noi, acum am făcut din asistent, din debutant am făcut asistent. Și noi trebuie să adoptăm doar atât. Altă formă de modificare a statului de funcție există. Atât? Mulțumim, domnului secretar, dar dorești cineva să ia cuvântul. La urmă, proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv. Cine este pentru? Abținere, împotrivă. Trecem la următorul punct. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxei speciale de salubritate pentru anul 2018, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău. Aviz Comisiei Reunite. Domnul Macanean Bogdan, președintele Comisiei de Specialitate, prezintă avizul Comisiilor Reunite. Comisiile Reunite avizează vă rog informat. Deci, în data de 16.11.2017, am primit adresa cu numărul 2395 din partea Abis Bacău. Aici, nu știu dacă are să vă citesc toată adresa, deoarece se referă pe noi la fiecare sfârșit de an, pentru anul următor trebuie să aprobăm
taxa de salubritate. Taxa de salubritate, după cum știți, a fost de foarte multe ori discutată și aprobată de fiecare dată pentru anul următor. Deci este vorba de planul anual de evoluție a tarifelor și taxelor pentru proiectul Sistemul Integrat de Management al Deșeurilor Solide de Bacău. Deci, de fiecare dată, deci este un plan de evoluție care este stabilit în 2010 și până în 2032. Nu e efect la sfârșit de an, pentru anul următor trebuie să stabilim. Deci, dacă în anul 2017 taxa de salubritate pentru gunoi la persoane fizice a fost de 3,87 lei, pentru anul 2018 crește la 4,7 bani. Mai da. Acum, dumneavoastră, stabiliți. Acum poate domnul primarul să intervine și o să spună care este problema cu taxa de salubritate. Dacă... De conform planului, da. Care l-am aprobat cu domnul. Deci planul este adoptat, așa că noi nu avem decât să, practic, să supunem spre aprobare anual, tot când este de dat aprobat planul de evoluție în Adunarea Generală Acționarilor ADIS Bacău din 2010. Noi nu facem decât altceva, doar să reînnoim de fiecare dată. Și aprobat și din noi. Și aprobat și din noi, asigur că vreau. Cam atât. Mulțumim, domnule secretar, doresc cineva să ați văzut? Eu. Vreau să... Chiar nu a fost, a fost în discuție problema respectivă, din planul de evaluare acolo. Acum că l-am dezerit, s-a pus în aprobare, nu? Tot la Consiliu atunci. Nu? Scoți, da, nu. Sunt de acord cu cele prezentate. Deci noi, într-adevăr, am aprobat atunci. Dar acum e diferența, am înțeles, de la an la an. Dacă mergem în ritmul ăsta, eu nu prea înțeleg cât și cum. Dacă vreți să știți așa, deci acest plan în funcție de, probabil, de indice de inflație, preconizat de la la. Deci, de exemplu... Și cât este? La ce se referă inflația normală? Crește eurul, crește dolarul, crește nivelul de trai? La ce se referă? De inflație, care este? Asta e bine. Crește pensii, salarii, crește... Nu spune... Ca să avem. Ca să știm un pic așa. Deci, în 2017 a fost 3,7, în 2018 va fi 4,07 bani, în 2019 va fi 4,16 bani, în 2020 4,28, în 2021 4,48, în 2022 4,59, în 2023 4,68, în 2024 4,49, în 2025 4,98, în 2026 5,08 bani, în 2027 va fi 5,30, în 2028 va fi de 5,41 de bani, în 2029 5,46, în 2030 5,58. 2031 5,58 și 2032 a rămas tot 5,58. Acum, acum aprobăm 2018, nu. Deci este păstrat o proporționalitate de fiecare dată la fiecare an. Deci va crește fiecare an. Da, da, e funcție de salarii. 10-20. Asta a aprobat integrat ca plan de evoluție, dar ei ne cere prin adresă să reactualizăm și anual. Da. Automat trebuie o reactualizare locală. Da. Da. Dacă nu se pun la vot proiectul de hotărâre în urma proiectului de executiv, cine este pentru? Proiectul de hotărâre privind stabilirea rețelei școlare în comuna Ardelan, județul Bacău, în anul școlar 2018-2019. Aviz Comisiei de Reunite. Domnul Rusu Alexandru, președinte a Comisiei de Specialitate, privind avizul Comisiei. Comisia propune adoptarea în formă publicată de executiv, avizul favorabil. Dau cuvântul domnului secretar pentru a prezenta nota de fundamentare a școlii gimnaziale numărul 1 a reformei. După cum vine știți, de fiecare dată la gimnaziul studian, se adoptă un proiect privind planul de școlarizare pentru anul următor, mai fi 2018 și 2019. Noi am primit și adresă de la inspectoratul școlar numărul 7243 la noi și 1308 la ei, din 28 august 2017. Ne-a făcut și școala o notă de fundamentare, n-am mai chemat-o pe doamna director, deoarece... Ieri m-au ședință noi. Da, a fost discutat și în ședința de Consiliul de Administrație la școală și doar aici așa o să vă prezint doar pe scurt proiectul de plan. Deci, proiectul de plan de școlarizare și fundamentare acestuia a fost dezbătut și avizat în ședința Consiliului Profesorat de data de 27 august 2017 și aprobat în ședința Consiliului de Administrație din 28 august 2017.
Deci pentru anul școlar 2018-2019 se propune rețeaua școlară pentru școala gimnazială numărul 1 Avioane astfel. Deci școala gimnazială numărul 1 Avioane cu personalitate juridică are 9 clase, cu un număr de 171 de elevi. Și acum să-i defalcăm. Deci clasa pregătitoare 12 elevi, clasa 1 21 de elevi, clasa 2 16 elevi, clasa 3 22 de elevi, clasa a 4 17 elevi, clasa a 5 19 elevi, clasa a 6 24 de elevi, clasa a 7 23 de elevi, clasa a 8 17 elevi. Structura, grădința cu program normal, numărul 1 Ardoan, structură școlară, arondată școlii gimnaziale, numărul 1 Ardoan, fără personalitate juridică, cu două grupe de grădință, cu un total de 34 școlari. Astfel, grupa mică și mijlocie cu un total de 22 preșcolari, grupa mare cu un total de 12 preșcolari. Grădința cu program normal, numărul 1 Ardoan, va funcționa la anul școlar 2018-2019, încălzirea școlii gimnaziale, numărul 1 Ardoan, dat fiind condițiile moderne de dotare, desfășurării unui proces instructiv, educativ, de calitate. Există microbusul școlar care poate asigura transportul copiilor la școala gimnazială numărul 1 Ardoan în condiții de maximă securitate. Deci, ca să știți așa, din discuția cu doamna director și cu structura școlară de anul trecut, deci este mai puțin cu 3 ele. Deci anul trecut 174, acum sunt 171. Da. Mulțumesc, domnul secretar, dorește și mă rog să vă mulțumesc. Dacă nu se fac aduncă nici de vădările în urma prezentației de execuție, cine este părătă? Să ne arătă oprii. Trecem la următorul punct al ordinei de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de reorganizare a OATA de oameni, acest comisiile reunite. În numele Gabriela, președinta Comisiei de Specialitate, prezintă aduncă la misiile reunite. Comisia acționează favorabil proiectul de hotărâre în forma prezentată. Dau cuvântul la Mirosul Laura pentru a prezenta raportul de specialitate. Având în vedere prevederile articolului 90, 91, 92, 98, 101, din ordonanța de urgență din numărul 46 în 2013, privind criza financiară și insolvența unităților administrativ-teritoriale, planul de redresare financiară se aprobă la propunerea ordonatorului principal de credite de hotărâre autorității deliberative, potrivit articolului 74 al legii 27 de 2006, modificările și completările ulterioare, așa cum este prezentat în continuare în acest raport. În data de 10 ianuarie 2014 s-a deschis procedura insolvenței împotriva debitorului OATA Ardoan la cererea debitorului, conform ordonanță de urgență 46 în 2013, în dosarul 4.199/110/2013, aflat pe rolul tribunalului Bacău, desemnându-se în calitate de adevărat judiciar, intra insolvență SPRL. S-a întocmit tabelul preliminar în data de 4.4.2014, al creanțelui debitorului OATA Ardoan. Împotriva acestuia a fost formată contestații care s-au soluționat în data de 28 septembrie 2017. Ulterior s-a întocmit și publicat tabelul definitiv al creanțelor. În prezent, suma datorată de pentru debitor este de 365.814,70 lei, reprezentând creanța care îi aparține UCG Global Invest SRL. Situația activului patrimonial. La sfârșitul anului 2014, total activ este 27.479,22. La sfârșitul 2015, 28.511,309. La sfârșitul anului 2016, 28.914,236. Situația pasivului, ce înseamnă salariile la 31 decembrie. Anul 2014, 115.898. La anul 2015, 127.15. Anul 2016, la final, 129.119. Situația excedentului bugetar, anul 2014, având un excedent de 100.390. În anul 2015, un excedent de 389.897 de lei. Și anul 2016, un excedent de 748.101. Măsuri de restabilire a viabilității financiare a unității administrative teritoriale. Un element important pentru stabilirea unei activități este existența unui cash flow pozitiv. Pentru acesta este necesară implementarea cash flow, managementului și urmărirea acestuia a costurilor de casă și plăți. Asigurarea unei regulări tamponă la care se aplice doar în situații absolut publice, controlul
ieșirilor de bani, controlăm achizițiile și contractele cu furnizori, renunțăm la cheltuieli care nu sunt interesate. Realizarea unei proiecții, încasărilor și plăților săptămânale, cel puțin pentru un trimestru și urmările realizării acestuia. Măsuri de continuare păstrire serviciilor de sincerare a unității administrative teritoriale în perioada insolvenței. Asigurarea continuității contractelor încheiate cu prestatorii servicii, organizarea personalului responsabil cu vestarea serviciilor, astfel încât să acopere necesitățile, monitorizarea contractelor și persoanelor responsabile cu derularea acestora, urmărirea indicatorilor astfel încât aceștia să nu scadă sub limite constate ale activității. Planul de ajutare a debitorilor. Deci creditorul este presupus pe globalul de SRL, creanța datorată este de 365.814,70. Planul de achitare este astfel. Primestrul 1, 2018, 91.454,40 lei. Primestrul 2, aceeași sumă și primestrul 3, aceeași sumă. Primestrul 4, rămânând pe plată, pe anul 2018, 91.451,44 lei. Vă aduc la conștiință că în urma fenomenelor meteorologice din perioada 0304 din 09-2017 au fost afectate drumurile locale. În urma transferii raportului operativ la ISU și SEPIA la fost au luat măsuri urgente și s-au obținut în regim de urgență autorizația de exploatare a agregatelor minerale din perimetrul 3, Crâu, Pazlău, Sărac, în spatele la fermă, la agricola. Un volum de 2000 metri cubi, conform notificării numărul 72/14/11/2017, care are valabilitate până pe 14.02.2018. Din lipsă de fonduri, putem închiria utilaje pentru refacerea drumurilor degradate și întocmirea documentațiilor ce se impun și, în acest caz, pentru a ne încadra în termenul menționat prin notificarea făcută, propun ca lucrarea de exploatare a agregatelor minerale și refacerea drumurilor să fie executate cu utilaje proprii, cu angajații primării și personalul beneficiar de ajutor social. Termenul e foarte scurt, nu avem timp din tocmai documentații, nu avem bani pentru așa ceva, din închiriat utilaje și alte... Și eu dacă nu îl exploatăm până la începutul februarie, deci pierdem balastul și păcat. Îl luăm degeaba să-l pierdem. Așa a făcut plasarea pe tractor, ați văzut? Da. Deja am început să cărăm, să cărăm așa prin Bianca și o să facem depozite. Cât nu permite timpul. Și când permite timpul, cu 416 și cu barna care mai este la primărie, Bangui, cu Olaru, cu lopețele, cu grebele, că iasă treabă destul de bună. Am făcut turița la bani și n-are rost să cheltuim bănuți, mai bine îi punem de parte, să încheiem anul cu excedent, să achităm datoria aia ce mai avem și să încheiem și noi anul ăsta să terminăm cu insolvența asta. Ați prins și drumurile comunale, cum ar fi Tărâța, drumul Tărâța? Nu le-am prins. Problemul e de mai departe. Dar e comunal, putea... Tărâța e... Nu comunal, dar e nici județea noi sau național. Nu e, comunal. E drum agricol și nu... Abia au acceptat să facem ulițele alea pe Bianca. Dar dacă le face din fonduri proprii, nu puteți să le facem? Deci ar fi drumul ăsta, care e foarte rău, drumul Soandie... Ar fi foarte frumos toți cei care și au utilaj la... în comun, ar fi bine cu remorcele și cu vola de la primărie să cărăm, că și acolo la Prăteanu l-am făcut în fiecare an, iar l-am făcut. Azi care zic, merg și ară capitele de bucăți, o stricat drumurile de... La Prăteanu, acolo am trecut de alte ori, este șanțul ăla, nu este decomatat, aba vine în drum. Nu, șanțul astă vară... Explică-te-l, da. Că tu știi mai bine. Și astăvară a fost lucrare de colmatare și de facerea drumului, da, dar... Și-o intrat doctor. Anul trecut a intrat doctorul, nu anul ăsta. Da, anul trecut, da. Combina la Solon, la Bogdan. Ideea bună. Dar anul ăsta nu ce mai intervenit acolo. Și au pe toate vine drum, pe o distanță de 50 de metri, este lac acolo. Și băcate, drumul e pietruit, drumul e bun. Drumul ăla a fost, știți cum a fost, dar e bun drumul. Dar este apropiat. Trebuie vorbit cu proprietarii de utilaje să nu mai... Efectiv își bate joc. Deci efectiv își bate joc.
acolo problema șanțul. Șanțul ăla e înfundat. Șanțul a fost făcut, dar dacă intră cu utilajul, cu disc, cu tractorul, cu remorca... O greșit, acum a greșit. Dacă nu-l mai face, dacă a intrat acolo, n-ar fi o problemă mare acolo, deci. Șanțul. Și o să se dea acord, deci. Vin și eu cu tractorul, dacă mai are altcineva. Și dorem balast, ne organizăm câteva zile. Am făcut în 2005, atunci când a fost... Când am fost afectat, au venit toți cu utilajele, a fi bine făcut o săptămână și am pus toate drumurile astea agricole la punct. Deci, nu trebuie mult, dar... nu trebuie mult. Câteva zone mi se stricate, nu trebuie tot drumul de jos până sus. Câteva zone mi se stricate. E rezolvat, se rezolvă dacă... Păi dacă tu ne dă balast acum... Punem umărul cu toate. Trebuie contactat și domnul inginer Iraș. Și ei exploatează, e foarte bine, ne mândrim că exploatează, dar trebuie luat legătura și cu primăria, ca el să nu exploateze și după aceea să-mi facă nouă pa. Taxe de drum, taxe de drum și antrenatură. Nu e vorba de taxe de drum, dar exact ce a spus domnul Părnă. Ai greșit, repară ce-i greșit. Îi face o adresă oficială. Păi sigur, la primărie. Să-l atenționăm, șepe domnul Părnă. Dacă vrea să ai condiții mai bune în continuare, să-l păstreze și să contribui la să-l repare cât se poate. Acolo care are lucrat. Eu când am avut locul primar din Comunicii, am făcut și eu, am venit aici când am fost acolo, acolo, acum nu mai am, dar așa ar fi bine. Toți care exploatează drumul ăsta sunt bine. Îi chemați așa, deci bă, un tractor de la, o remorcă socială și atunci când vă adiviți, mai ales dacă faceți niște depozite. În două zile, dacă vin toți cei care au tractoare cu remorci, camioane și dacă două zile cărăm pe drumurile astea agricole, că restul drumurilor le rezolvăm noi. Dar drumurile agricole nu s-au mai făcut. Tot cu 2 ani, ăla la Tătăroaia și la... la... Putea. Artiz, acolo, la Putea. Și ar mai fi și acolo. În vară l-am făcut ăla la Movil. Mai trebuie un pic. Nu am noastră primărie. Dar n-am o treabă... Nu, dar am putea să vorbim și cu asta. Albia Tazlăului, că am încercat și m-am amenințat cu pușcăria. Deci Albia Tazlăului, ai fost viceprimar, știa și în România. Nu am treabă. De, când calcă pe terenul, pe domeniul public, deci pe drum, atunci da. Dar n-am Albia Tazlăului, nu am ce să-i fac. Deci nu am ce să-i fac. Ca să meargă treaba mai bine. Eu am reclamat și eu. Nu convine să exploateze, dar le întâlnește acolo până i-am liniștit. Un an de zile m-am chinuit. La Leontinești ne-a exploatat unde au vrut. Și i-am chemat pe ăștia, la medici, la oameni români. Cum? Nu, dar era de numai este doar, dar nu e un utilaj de încărcat, dacă vin mai multe tractoare de moși, nu face față cu utilaj, dar nu e problemă, face față cu vorba asta. Face față cu urmă. Avem perimetru acolo la... Nu putem să exploatăm de unde vrem noi. E perimetru, nu, mergem la vreo, da. Cine mai trebuie discutat, că adresa dacă face, nu răie și spune, mai n-am nicio datorie, trebuie discutat la bunul simț. Și el, și doctorul, și toți, că toți calcă pe pământ și ei strică cu utilajele, că asta este. Și eu am avut tractoare și știu destul de bine că asta este, tractorul strică. Mai bea tractoristul un pahar, mai scapă, păi cum a scăpat? Doctorul a scăpat combina acolo, strică tot șanțul ăla. Păi și eu ce să fac? Mă apuc în fiecare zi să fac șanțurile? Motorina avem, cotă, vă știți, am fixat un consil, nu putem să sărim din cotă. Noi încercăm să ne încadrăm undeva la jumătate din ce am stabilit în consiliul local. Că banii ăștia îi strâng, în fiecare an am încercat să încheie anul cu excedent. Ca să pot să achit dracului datoriile astea, că m-am săturat de ele. Punem la vot, care cum să mă prezentați? Cine este pentru?
fiind depuizate toate problemele la ordinea de zi, dar închise lucrările și urmă. Acolo vizionă și la...